Etimologia nomenclatorului stradal. Sunt Radu Micu. Semnificația din spatele plăcuței indicatoare. Astăzi, Arad. La Arad, înainte de Bujac, în Șega, avem o stradă care multora ne sună cunoscut. Dar știm oare cu adevărat de ce ni-l amintim imediat pe HD-ul Bogdan Petriceicu? Îl știm din liceu. Dacă e așa, înseamnă că ceva tot s-a lipit de noi când ne făceam fițuici, măcar așa, să memorăm ceva. Bogdan Petriceicu, HD-ul. A scris Ion Vodă cel Cumplit, 1865, după care a venit cu ediția a doua, revăzută și adăugită în 1894, dar și monumentala arhivă istorică a României și istoria critică, n-avedeți? S-a născut la Hotin în 1838, în Basarabia, ocupată de Imperiul Rus. Teritoriul se află în Ucraina astăzi. Cristinești. A murit la Câmpina în 1907. A fost pionier în diferite ramuri ale filologiei și istoricii românești. Bogdan Petriceicu, HD-ul, academician, enciclopedist, jurist, lingvist, folclorist, publicist, istoric și om politic. A fost una dintre cele mai mari personalități ale culturii române din toate timpurile. HD-ul a cochetat și cu politica, partizan al lui Cogălnicianu. A susținut lovitura de stat din 2 mai 1864 al lui Alexandru Ioan Cuza. Ulterior a susținut dinastia străină de Hohenzollern. Apoi, pe aceeași linie a ideilor de factură pan-europeană, a devenit membru al Partidului Liberal, ajungând deputat liberal în Parlamentul României. După moartea singurei sale fiice, Iulia, în 1888, Bogdan Petriceicu, HD-ul, a devenit mistic și fervent practicant al spiritismului, scop în care a construit castelul Iulia HD-ul de la Câmpina. A murit la 25 august 1907 la Câmpina, lăsând în urmă o operă vastă, dar perenă. În ciuda criticilor, foarte dure uneori, asupra metodelor de lucru, Bogdan Petriceicu, HD-ul, rămâne un mare om de cultură, un neobosit cercetător și un pionier al mai multor domenii ale filologiei și istoriei României, spun învățații zilelor noastre. Strada pe care ai stat păstrează și acum. Dacă vreți să aflați lucruri deosebite despre strada pe care ați stat sau poate despre strada pe care stați acum, scrieți-ne și vom veni. La fel și dacă știți lucruri deosebite despre o stradă sau alta, haideți să le vestim lumii împreună. Scrieți-ne la secretariat@radiotimisoara.ro.